Bună, dragilor, eu sunt UG5, iar astăzi fac episodul 6 din UG5, se întoarce din Italia. Vizionare plăcută! Ding, 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 ding! Mai lasă-mă să mai dorm, e somn. Stai! Astăzi este... Avem școală, iar fetele vor fi acolo și mi-au promis că o să-și dea o șansă. Aoleu, sunt grăbită rău. Trebuie să merg imediat la școală, să văd ce o să se întâmple. Hai că m-am grăbit. Am ajuns chiar mai repede decât colegele mele. O să-mi scot caietul. Bună! Bună, uite, ce faci? Bine, tu, Floricica? Bine, îmi scoși eu caietul și învăț. Ce crezi că s-a întâmplat cu fetele? Nu știu, cred că sunt mai bine oarecum. Așteptăm să vină și Luci. Oare de ce întârzi atât? Nu știu. Bine, copii! În curând se sună. Pregătiți-vă și învățați la materie, pentru că o să dați în curând un test. Și până când se sună, eu o să trec niște note în catalog. Bine, doamna! Uite, copii, s-a și sunat. Acum o să începem să dăm testul. Vă mai las puțin să învățați. Hai să facem prezența. Stai puțin, nu lipsește cineva? Ba da, colega mea, Luci, ca de obicei. Luci, mereu întârziată. Mă scuzați, am venit, iertați-mă. Nu mi-a spus absență, nu? Nu ți-am pus. Treci imediat în banca ta. Ce avem de învățat? Nu știu, dacă veneai mai repede știai. Iară se ceartă. Haide, spune-mi. Ce faceți fetelor acolo? Șoșotiți? Nu, doamna, nu. Ba da, ea vorbea cu mine, noră. De ce mă părăști? Fetelor, stați cu minți, altfel vă dau la fiecare câte un doi. Bine, doamna. Ce înveți? Nu știu. Ce o fi? Luci iar a ajuns așa târziu. Luci tot timpul ajunge târziu. De ce Luci mereu ajunge târziu? Nu știu. Zice că îi durează mult până când se piaptănă și se aranjează. Și de ce Miranda face o astfel de criză? Copii, nu mai șușotiți! Scuze, doamna, de ce face o astfel de criză? Nu știu. Așa a început. Sunt certate și e normal. Scuze că m-am purtat ură cu tine. Ce scuze? După ce ai făcut, nu merită să te iert. Și chiar vreau să-ți dau o șansă. Tu te superi pe mine? Pe bune? Da, logic. Doar n-ar trebui să-ți mulțumesc că m-ai certat. Nu mai vreau să fiu prietene. Fetelor, fiți cu minte. Altfel vă dau la fiecare cât un doi. Dar, doamnă, eu am început! Bine, duceți-mă amândouă în biroul directorului. E numai din vina ta! Tembelo! Luci! Cum ai putut să faci asta? O să primești un doi imediat în catalog. După ce mă ridic. Gata, acum ai un doi. Du-te imediat în biroul directorului și cere scuze lui Miranda. Eu? Da, tu. Scuze, Miranda. Și tu, Miranda. Bine, doamna. Eu chiar vreau să învăț. E numai vina ta. Nu, e a ta, e a ta. Hei, ușor. Căutam și eu ceva aici. Intrați din nou și frumos. Bună ziua, doamna directoare. Așa mai bine. Ce ați pățit? Ne-a trimis profesoara aici numai din cauza ei. Cum poți să o lovești? E din cauza ei. Și tu la fel. Fetelor, dacă mă mai purtați așa, aveți fi exmatriculate. Acum lăsați-mă să caut ce vreau să caut. Ce vreți să căutați într-un sertar cu haine?
O haină, să mă fac mai frumoasă. Pe bune, doamnă directoare? Pe bune! Acum! O să aveți detenție timp de o săptămână, ca să vă gândiți la ce ați făcut. Veți curăța gumele din sala de mese. Fete rele ce sunteți. E numai vina ta. Va urma!